Bună seara, bun venit la ora de sport. În sfârșit s-au rezolvat problemele pe care le-am avut cu partea video. Ne-am chinuit, sau cel puțin colegul nostru mai degrabă s-a chinuit cu niște cabluri pe acolo, nu știu, cred că s-a spânzurat de ele, nu știu ce Dumnezeu a făcut, dar important este că am intrat într-un final în direct. Vă spuneam că încercăm să discutăm în această seară nu despre consilierii pășcăneni, cum văd eu pe ecran, ci despre kartingul pășcănean și despre ceea ce se va întâmpla la Clubul Copiilor sau ce activități vor desfășura cei de la Clubul Copiilor Pașcani în următoarea perioadă, ce s-a întâmplat la ultimul concurs de karting. Dar pentru început am să-i rog pe, atât pe invitații în această seară, cât și pe dumneavoastră să acceptați o scurtă discuție, o scurtă introducere în ciclismul românesc și în ciclismul mondial. A început de curând cel mai mare tur ciclist din lume, Turul Franței, este transmis în direct de către cei de la Eurosport, cu toate că fac reclamă la postul cu pricina. Chiar vă recomand să aruncați o privire. Dacă nu vă place ciclismul, cu siguranță vă vor atrage peisajele din acest frumos tur. Un sport deosebit. Unul dintre cei mai mari cicliști din lume, Eddy Merckx, îi spunea la Turul Franței sau la ciclism în general că e un fel de șah pe șosea și cine mută piesele mai inteligent, acela câștigă o etapă și respectiv un tur. E vorba despre un sport în care în ultima perioadă sau cel puțin în ultimii 10 ani, dacă nu chiar 20 de ani, dopingul a ridicat foarte multe semne de întrebare despre corectitudinea acestui frumos, aș spune eu, sport. Plus acea poveste întreagă cu Lance Armstrong, ciclistul care a câștigat 7 tururi ale Franței, a fost depistat într-un final dopat după retragerea lui prea târziu, aș spune eu, și cu toate acestea a recunoscut anul trecut că s-a dopat și anul acesta, chiar la debutul Turului Franței zilele trecute, declara presei mondiale faptul că nu poți câștiga un tur ciclist atât de mare fără să te dopezi. E o poveste interesantă, mulți dintre noastre probabil că știu. Ceea ce aș vrea eu să vă comunic și ceea ce vreau să vă transmit celor care ne urmăriți acum, dacă sunteți cunoscători de ciclist, dacă iubiți acest sport și dacă doriți să participați la emisiunea Ora de Sport, vă invit pe această ocazie. Eu vă aștept un e-mail pe adresa redacției noastre, intrați pe ziarorizont.info și găsiți acolo toate adresele și toate numerele de telefon, sau căutați BIT TV sau Ziarul Orizont pe Google și de acolo ne puteți contacta fără niciun fel de probleme. Adresele sunt bittv@yahoo.com sau redacția talpăjos orizont@yahoo.com. Bun! Între timp a început și campionatul național de raliuri. S-au desfășurat deja câteva etape importante din campionatul nostru și sunt bucuros să vă spun că și anul acesta vom ajunge și vă vom aduce imagini de la două dintre ele, și anume de la Raliul Bacăului și de la Raliul Iașului, cum a făcut-o și în anii din urmă. Au trecut deja 4 etape de raliu, urmează a 5-a de la Sibiu, foarte, foarte important și ceea ce se întâmplă acolo, după care în septembrie, pe 13, vine Raliul Bacăului, iar în octombrie vine raliul de la Iași, raliul nostru de casă, să-i spunem așa, în care avem și o serie de piloți din Iași implicați, nu mulți la număr, dar importanți ca și participare. Bun, trecem la invitații din această seară și la tema emisiunii. Este alături de noi directorul Clubului Copiilor din Pașcani, domnul Gabriel Ciopraga. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și doi invitați, doi kartiști de-ai dumnealui. O să încep cu Ștefan Radu, are 7 ani de zile, atenție, este poate unul dintre cei mai mici invitați pe care am avut vreodată la noi. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Și Florin Ciocan are 13 ani, este ceva mai mărișor, alături de noi. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Bun, vom încerca să discutăm atât cu domnul director, cât și cu cei doi invitați, câteva lucruri legate de karting. Vom vedea la ce concluzii vom ajunge. Domnule director, ați avut o etapă de curând la care ați participat, prima din acest sezon. Ce s-a întâmplat acolo? Rezultate? Dacă sunteți mulțumiți, dacă se putea și mai mult? Da, a fost pe 22 iunie, concursul județean de karting, care a avut loc la parcarea complexului Carfuriera din Iași.
organizat de Palatul Copiilor din Iași. Au participat 4 echipaje, cei de la Palatul Copiilor, cei de la Hârlău, Țibăneștiu și, bineînțeles, noi de la Pașcani. De mulțumit sunt extraordinar de mulțumit. De ce? Pentru că din cei 6 copilași membri ai echipajului cu care m-am prezentat anul ăsta, doar unul singur a mai văzut pistă de karting anul trecut. Este vorba de Daria Rusu, cea care a ocupat și anul trecut locul 2 și care și anul ăsta a ocupat locul 2. Ceilalți 5 au fost la prima prezență pe o pistă de karting. Ceilalți din echipaj i-ați văzut și mulțumesc pentru invitații în emisiunile trecute. Ăștia doi, unul mic și unul mare, sunt exact extremele din echipaj. Cel mai mic de 7 ani, Ștefan, și cel mai mare de 13 ani, Florin. Ștefan, cel puțin, este înscris, dar am să-i las pe ei să-și povestească fiecare palmaresul de când s-au înscris până în momentul de față. Ștefan a participat la categoria Bambini, el fiind cel mai mic și luând mențiune. Florin a participat la categoria Mini 1, Mini 1 însemnând cart de 60, tobă scurtă, și luând locul 3, repet, la prima înfățișare pe o pistă de karting, noi neavând condiții de antrenament la club, decât pe platou din capătul clubului, din capătul curții clubului, pe care îl știți foarte bine. Încă o precizare aș vrea să fac, după care am să-i las pe ei să vă povestească, pe Ștefan. Cu Ștefan am lucrat doar din primăvara asta până la prezentarea în concurs, doar cu șufă. Deci niciodată el n-a mers pe kart, a mers cu motorul pornit, dar legat și strunit de mine cu șufa din spatele kartului. Prima dată când a mers cu kartul cu motorul pornit a fost pe pistă la Carrefour Liera. Atunci am avut și eu curaj să-i dau drumul, că am văzut că vrea și am văzut că ține neapărat să facă lucrul ăsta. Nu au fost condiții de accident și atunci el, fiind în securitate maximă, am avut curaj să-i dau drumul și drept dovadă că la categoria lui a luat mențiune de la prima prezență. Ceea ce este un lucru foarte, foarte bun. Eu sunt foarte mulțumit de ei și sper, mai lucrând încă cel puțin un an, să-i duc mai sus. Bun, să ne spună și Radu Ștefan, cel cu nume de fotbalist, pentru că este și un fotbalist ce poartă acest nume. Cum ai ajuns tu la karting? Cine te-a dus acolo? Și ce faci tu la karting? Ia povestește-ne. Mama m-a dus la karting. De cât timp? Când te-ai dus tu prima oară la karting? În primăvară. Da? Primăvară. Așa, și ce faci tu? Ia povestește-ne ce faci tu la o oră de karting acolo. Ce vă învați acolo? Ia spune. Cum se merge cu kartul. Mecanică, teorie. Mecanică, teorie. Da, este încât trebuie să-i înțelegem. Are emoții foarte mari la prima prezență și în cadrul unei televiziuni și are emoții mari. Am înțeles. Bun. Florin, tu ești mai mărișor, te-am văzut mai esteț, noi am mai discutat înainte să intrăm în direct, sau domnule, că tot am avut timp să discutăm cu problemele pe care le-am avut tehnice. Spune-ne cum ai ajuns tu la karting, cine te-a dus acolo, te-ai dus din propria inițiativă, care-i povestea ta? Păi, pe mine m-a recomandat un coleg de școală care el s-a înscris înaintea mea. M-am înscris pe 22 septembrie anul 2012 și în propria mea inițiativă recunosc că îmi place foarte mult la karting și vreau să mă țin de acest lucru în continuare. Ce te-a atras de la karting? Ce-ți place? Ce anume îți place acolo? Viteza? Mecanica? Ce anume îți place mai mult? Cam toate. Deci mai mult mecanica, pentru că m-a atras și de acasă, m-a învățat tata cu mecanica, deci câte puțin din fiecare ai mai învățat, da, și de pe la părinți. Cum i-ați descoperit? Hai că pe cel mic am înțeles că l-a adus mama lui la karting, dar pe Florin, de exemplu? Hey, aici Florin cred că a muncit de două ori mai mult decât toți ceilalți pe care am avut înscriși și pe care i-am înscriși, inclusiv cei din echipaj. De ce? Pentru că el în fiecare săptămână, ca să fie prezent la cele două ori de cerc la karting, și nu numai două ori, că el stătea cam toată ziua, el face naveta de la Reni. Toată iarna, cel puțin, el nu l-a adus cu mașina nimeni. Foarte rar l-a ducea tatăl cu mașina. În general, venea cu tren. De la Rediu la Pașcani și înapoi după ce terminam programul. Și mecanică,
și teorie, pentru că eu toată iarna cu ei am lucrat fișe de lucru, le-am dat portofolii când am făcut premierea copiilor prin 1 iunie, fiecare și-o primit exact ce-o lucrat cu mânuța lui și după puterile lui. În afară de asta, în momentul în care l-am pus pe cart prima dată, am învățat urcare, coborări în cart, echipare, dezechipare, toate comenzile de bază, le-a reținut, le-a executat și le-a respectat de la prima povestire a acestor lucruri. Niciodată n-am lucrat cu el cu șufa, decât doar prima tură de platou, pentru că după aia îl chinuiam degeaba cu șufa, îl struneam prea tare. Și am dat drumul să meargă, am avut încredere în el de prima dată, chiar pe platoul ăla micuț pe care îl avem noi în curtea clubului. Și de atunci, încet, încet, și-a crescut viteza, și-a crescut dexteritatea în luarea virajelor, a crescut și siguranța lui față de aderența cartului la suprafața de rulare, în așa fel încât el este unul din cei 6 selectați în echipaj, din cei 127 pe care i-am avut înscriși anul ăsta. Ok. Știu că la Cupa Iașului au participat și echipaje de la Hârlău și de la alte... Alatul copiilor din Iași, Hârlău, exact. Și Țigănești. Exact. Ei au condiții să se antreneze? De exemplu, Hârlăul. Au condiții mai bune decât Pașcanul sau tot aceeași poveste? Nu. E aceeași poveste, poate chiar mai slab. Ei au un teren de sport în curtea liceului care este drum de copiilor în Hârlău. Iar la Țibănești condițiile sunt mai slăbuții, pentru că au un drumuleț acolo, asfaltat acum de bine de rău. Înainte era iarbă sau balast. Deci noi nu ne putem plânge de condiții, ne putem plânge doar ca mărimea suprafeții de antrenament. Cei mai avantajați sunt, mă rog, cei de la Iași, care au pista foarte aproape. Una e să faci 2-3 km, 5 km din centrul Iașului și să ajungi la pistă și alta e să faci la Pașcani 80 de km, 180 întors ca să ajungi la pistă. Celor de la Iași, să înțeleg că le asigură totuși cineva cheltuielile acolo cu pista. În general, nu. Pista este printr-o convenție cu, mă rog, proprietarul pistii respective. Domnul profesor Chiriță se ocupă în general și el este sufletul organizărilor și sufletul a tot ceea ce se întâmplă pe pista respectivă. Sunt mulți părinți care investesc în karting la Iași. Sunt copii care vin, părintele, copilul și kartul propriu. Ceea ce la noi foarte greu se poate realiza un asemenea lucru, nefiind situația materială așa de bună. Și atunci, normal, condiții sunt, părinții sunt și banii sunt de la fiecare. Și atunci, normal, ei sunt avantajați. Noi niciodată nu o să putem să ne antrenăm atât de mult și în condiții atât de bune cum pot ei. Am înțeles. Bun. Florin, spune-ne cum a fost prima ta participare la karting, ce rezultate ai obținut și cam ce-ți dorești tu de la sportul ăsta? Unde vrei să ajungi? Păi, prima dată când am ajuns la piste și am văzut la ceilalți colegi, la ceilalți echipaje, antrenamentul lor, am avut puțin emoții. Dar după ce m-am văzut urcat în cart și în concurs, mi-a crescut încrederea în mine și atunci am concurat și am dat tot ce am putut. Foarte bine. Să încercăm și la Radu de data asta, Ștefan Radu. Cum a fost la Iași? Bine. Spune-ne cum a fost pe pistă, dacă te-ai distrat, te-ai simțit bine, cum ai mers cu mașina, ai învățat circuitul? Am învățat circuitul și am mers încet. Ai mers încet? Ți-a spus domnul Gabi să mergi încet, da? Ca să nu ai probleme. Da, cât de greu este să lucrezi cu un copil atât de mic, cum este Ștefan? Dacă îți place, nu este greu. Greutatea e ca la orice început. Orice început are greutățile lui și sunt inevitabile. Dar în momentul în care văd că el vrea, în momentul în care văd că îi place, chiar dacă el e un picuț mai timid, pe pistă nu este timid. Culmea este că acolo este tot echipajul, se îndeamnă unul pe altul, acolo este cu totul altul, are cu totul altul pe față de ce are aici acum în emisiune. În schimb, se adaptează și copiii foarte repede tot ce fac ceilalți mai mari. L-au văzut pe un coleg de-al lui de categorie superioară că face lucrul ăsta, automat îl încearcă să-l facă și el. Dacă nu iese din prima, atunci îl opresc, îl corectez și până la urmă iese. Fiind la categoria bambinii, deci acolo, el fiind cam cel mai mic din concurs,
Și ei fiind învățați să mă asculte totdeauna și să execute doar comenzile date de mine, pentru că acolo sunt și spectatori, unul mai țipă, unul face un semn care nu trebuie făcut, copilul nu trebuie să bage în seamă decât semnele și comenzile date de mine. Chiar a fost o situație destul de comică. La ieșirea de pe pistă, arbitrul principal i-a spus coboară din cart. El stătea liniștit și se uita la el. Deci nu-l cunoștea, nu știa ce treabă are el să-i dea asemenea comandă. Arbitrul principal a mai zis odată, la fel, se uita liniștit la el. Pur și simplu nu a mișcat, nu a clipit. Când m-a dus în fața lui și a făcut semnul de coborare, aș sări din cart. Deci asta înseamnă antrenamentul, asta înseamnă să ții cont de ce te învăți acasă, în așa fel încât când mergem undeva să nu avem alte probleme. Am înțeles. Arbitrii, în general, sunt exigenți la karting? Fără exigență nu se face nimic în karting. Fără exigență nu se face nimic în karting. De ce? În primul rând, că nu există o comunicare verbală în timpul concursului. Tot ce se comunică, se comunică prin intermediul steagurilor de culori diferite și prin intermediul semnelor. Și atunci, dacă ei nu sunt învățați din timpul anului anumite semne, să le respecte acele semne, nu știu culorile steagurilor, să respecte acele culori, normal că arbitrul principal îl penalizează. Deci exigența este maximă, pentru că altfel apar multe, multe probleme și deci sunt cel mai bucuros, în primul rând, pentru rezultatele lor după primul an de muncă cu ei și mai ales pentru faptul că n-am avut incidente, n-am avut accidente, n-am avut probleme pe pistă. Ei chiar au fost lăudați fiind cel mai disciplinat echipaj. Să-l întreb pe Florin, cum a fost acolo la Iași? Povestește-ne câteva din detaliile, ceea ce un tânăr care ne urmărește acum nu are cum să știe pentru că nu face karting. Ce se întâmplă la un concurs de karting? Păi este un pic cam zgomot pentru că sunt sunetele făcute de la motorul kartului, dar noi trebuie să ne gândim la treaba care o facem și să fim atenți la comenzile care le dă domn profesor pentru a evita accidentele și alte întâmplări nefericite. Pe circuit, ceilalți tineri de vârsta ta cu care te întreci, în general, nu știu, ai conflicte cu ei, ai avut vreodată probleme de genul ăsta pe circuit cel puțin? Nu, ei încercau, dar eu am făcut în așa fel ca să pot să evit aceste accidente și aceste incidente ca să nu mă pot răni eu. Cum pilotezi tu? Care e stilul tău de pilotat pe un concurs? Cum mergi? Pleci mai tare, tragi mai tare pe final? Cam care e stilul tău de a conduce? Trag mai tare pe ultima sută de metri și mai ales pe loc drept. În viraj încetinez mai bine ca să nu mă accidentez. Am înțeles. Deși crezi că poate ai putea și mai mult. Dacă da. Cu timpul, cu experiența, poate va reuși și mai mult. Care este tânărul în care vă puneți cea mai mare speranță, fără a-i supăra pe cei doi invitați din această seară, cu siguranță, în cine vă puneți cea mai mare speranță că va aduce cele mai mari rezultate pentru Pașcani la karting? Pentru că trebuie să ne gândim și la lucrul acesta. Dacă spun unul din cei doi, sigur să vă supăra ceilalți patru. Speranțe îmi pun în toți, pentru că altfel nu i-aș fi selectat în echipaj. Acum să spun cinstit exact ce simt și ce cred că se va întâmpla. Florin va merge pe mecanică și va face mecanică de performanță, iar Ștefan va merge pe condus, că am văzut că mecanica nu prea îi place. Deci în ambii îmi pun speranță, în așa fel încât dacă echipajul este format și se completează unul pe altul, este imposibil ca unul din cei șase să rămână în unul. Cereri mai sunt multe la karting? Început chiar acum, la sfârșitul anului școlar, și trebuie să le explic că, mă rog, următorul an școlar începe la 1 septembrie și atunci vor începe și înscrierile pentru următorul an școlar. Aveți ocazia acum să le explicați părinților mai bine. Începem înscrierile pentru anul școlar 2013-2014 cu data din 1 septembrie 2013. Toată perioada de vară nu facem înscrieri, pentru că deja echipajele sunt selectate, sunt formate, deja toți colegii mei merg în țară la concursuri și atunci ar fi păcat să înscriem un începător. El să vină, cred, din bună credință la ore. Oricum orarul ăla din timpul anului nu se mai respectă acum, este un program de vacanță.
Și ar fi păcat să vină un începător să respecte un program și eu cu echipajul să fiu deja plecat la un concurs. Pentru că invitațiile vin, este un calendar făcut, dar și acolo trebuie văzut care concursuri sunt cu taxă, care sunt fără taxă. Deci trebuie un picuț lucrat și la partea tehnică de pregătire a plecării la concurs. Și atunci toate înscrierile vom face începând cu 1 septembrie, la toate cercurile, nu numai la carte, începând cu 1 septembrie. Vor găsi pe masă la intrarea în club, vor găsi un top de fișe de înscriere, de cereri de înscriere, fiecare părinte, fiecare copil își va lua cereri, vor completa, le vor depune la cercul pentru care au opțiune și, bineînțeles, cu 15 septembrie ne apucăm de treabă. Înscrierile vor continua, normal, și după 15 septembrie până ocupăm toate locurile. Am înțeles. Ați vorbit despre concursuri. Ce urmează la karting? Unde mergeți? Sau dacă reușiți să mergeți la următoarea etapă? La karting, deocamdată, avem câteva opțiuni. Nu pot să spun deocamdată nimic de ce, pentru că nu știm exact datele. Știm doar perioadele. Deci este undeva pe la sfârșitul lui iulie și undeva în august. Dar nu știm încă datele exacte. Trebuie să mai ținem legătura și cu colegii noștri de la Iași. O să facem echipă comună, și cheltuiala e mai mică, și să ținem legătura și cu cei care organizează. Sunt foarte multe concursuri cu taxă și atunci, dați seama, numai 1 milion la... V-am mai povestit treaba asta. 1 milion de pilot taxă de participare, eu ducându-mă cu 6. 6 milioane le scot din buzunar, că lor n-am cum să le cer bănuții ăștia, că sunt care nici nu iau. E păcat pentru că dacă, asta e treaba. Dacă părinții s-ar oferi să vă ajute, de exemplu, ați refuza? Până acum am refuzat. Până acum am pus din buzunar cât am putut sau m-a descurcat din sponsorizări, inclusiv la prepararea motoarelor, inclusiv la piesele care le pun pe motoare. Vă spun asta pentru că știu sigur că în alte locuri se iau bani serioși de la părinți fără niciun fel de problemă și se merge la competiții la greu. Da, eu în general încerc să folosesc cadrul legal pentru treburi de genul ăsta. Nu să fac... Hai să nu zic abuzuri, dar nici solicitări de astea absurde, domnule, nu ți le iau la concurs dacă nu pui bani. Nu am făcut niciodată și nici nu o să fac niciodată. Prefer să mergem la 2-3 concursuri pe vară curate și mai târziu am și acum elevi, foști elevi de-ai mei cu care mă întâlnesc și mă întreabă, tot așa puneți din buzunar, tot așa. Asta e boala mea, îmi place să lucrez cu copiii și nu numai cu ăștia la karting, și cu toți ceilalți din club. Fac și sunet în club, fac de tot. Acum, dacă acceptați o glumă, v-ați ales un sport costisitor? Cred că e cel mai costisitor. Cel mai costisitor. Eu am fost elev la karting și până prin clasa a patra, când era Casa Pionierilor, Dumnezeu să-l ierte, am fost elev domnului Mitu Ichim. Și de acolo boala s-a prins. După aia, mă rog, au fost problemele cu școala și a trebuit să trag mai tare, să învăț mai mult, să învăț decât să mai merg la karting. Atunci erau și alte condiții, erau acele căruții cu roți mari, motoarele se porneau cu o lună de zile înainte de concurs, până atunci îi pingeam la el, dacă eu i-aș pune pe ăștia care am acum să împingă la cart, cât am împins noi când eram ca ei, cred că fac ora singură. Că nu mai sunt aceleași condiții pe care le aveam noi. Noi ne doream să mergem, să se facă ziua pentru carte, ne doream să mergem acolo și făceam orice. Pe când pe ei nici nu vreau să-i chinui cum am fost noi, să zic, chinuiți atunci, pur și simplu eu le pornesc motorul din prima, am grijă să nu se accidenteze și vedem, în funcție de cum se mișcă fiecare, eu fac o părere și văd. Aveți și alte condiții în ziua de astăzi? Și motoarele s-au modernizat foarte mult, nu mai mergeți pe acele... Nu mai mergem pe împins, pornire împinsă sau... Acum motoarele sunt pornire electrică, pornire la șufă, sunt motoare cu carturi cu două pedale, deci numai accelerația și frâna. Acum nici nu mai vezi în competiții motoarele foste, motoare din Mobru sau din Hoinar. Da, da. Chiar sunt cu tot alte condiții. Ne dădea cineva mesaj odată, chiar că la ultima emisiune care am făcut-o și n-am mai reușit să spun asta, vă întreba cineva dacă mai aveți Hoinarul. Da, am două. Am două, din care unul e funcțional. Am înțeles. Bun, tot despre karting și despre secția de karting, ne-ați promis la un moment dat că, sau ați spus că veți încerca să faceți dintr-un trabant, dintr-o bucată de trabant și un ecran, să faceți un simulator. Cum mai stați cu proiectul ăsta? Au început, asta a fost de o discuție când încă era iarna afară. Jumătatea de trabant o am la club.
Simulatorul este și funcțional, parbrizul, monitorul mare este funcțional, ei deja au condus pe acel simulator și poate să vă confirmi. N-am mai reușit să-l montez, de ce? Că a venit căldura. Când a venit căldura, deja nu mai are rost să ne chinuim pe simulator, că se poate lucra direct cu coarta afară. Deci la iarna viitoare o să... Dar cu siguranță, având răbdare și să fim sănătoși, cum vine prima zăpadă, continuăm cu proiectul pe care l-am început. De obicei, la noi cam așa, e un proiect de genul ăsta, durează cam 2-3 ani. Am înțeles, da. Bine, nu e nici ușor să instalez un astfel de sistem. Bun. Mergem mai departe. Vreau să vă întreb și câte ceva despre ciclism. De exemplu, să-l întreb pe Florin. Ți-ți place ciclism? Ai mers cu bicicleta? Te-a interesat vreodată sportul ăsta? Da, dar mai mult pentru distracție și multă recreere. Pentru... Nu te-ai gândit niciodată să faci din asta o treabă profesionistă cum no. fac puțini în țara asta ce este drept. Deci, cum vă explicați? Dumneavoastră ați mai fost, vă întreb, pentru că ați mai fost la, știu că n-ați participat la concursuri de ciclism adevărate de câteva sute de kilometri. Știu că ați participat la niște cupa DHS, era da. La Iași într-o perioadă. Cum vă explicați că tinerii nu prea vin spre acest sport? Mai degrabă la fotbal și la, nu știu, cred că la fotbal, asta e, că în general la fotbal se duc tinerii. La Cupa DHS anul trecut au venit mulți tineri în fața Palatului Culturii, s-au desfășurat, au venit cei de la DEVA care sunt organizatorii și, mă rog, să zic, cei mai tari pe ciclism în România și este vorba de ciclism nu neapărat, nu de viteză, este vorba de ciclism montan, de ciclism cu obstacole. Mai degrabă de îndemânare. De îndemânare, sigur că da. Aici, la îndemânare, este o problemă. Toată lumea spune, știu să merg pe bicicletă. Așa au spus și copilașii mei anul trecut, tot cartiști, că am spus, hai să încercăm și pe asta cu bicicletele. O, profesor, dar noi știm să mergem. Le-am făcut obstacole. Le-am montat obstacolele în curtea clubului și pe atunci au dat seama ce înseamnă diferența, care este diferența între a ști să mergi pe o bicicletă și a ști să mergi pe o bicicletă printre obstacole. Deci să ai îndemânarea necesară și echilibrul necesar pentru asemenea concursuri. Noi am participat, copilașii au luat și premii de la cei de la DHS și anul ăsta ei au lansat calendarul concursurilor, numai că au spus că din cauza lipsei de fonduri nu se mai pot deplasa în fiecare județ pentru etapa respectivă. Am luat legătura cu domnealor și au spus dacă se înscriu pe județul Iași măcar 7 echipaje, să-l facem unde vrem noi, cu condiția să fie într-un centru de oraș. Am zis, domnule, centru de oraș, s-ar poate fi și la Pașcani. S-au înscris 2 echipaje, dintre care unul suntem noi. Și cam în stadiul ăsta au rămas. Am înțeles. Noi am discutat și tura trecută despre lucrul acesta. Am să insist și de data aceasta și am să transmit și autorităților locale. Încercați să organizați o competiție de karting la Pașcani. Concursuri de biciclete putem face oricând în centru. Concurs de biciclete e de fiecare dată s-a făcut. Vă întreb din nou, poate de data asta, dacă nu v-au ascultat tura trecută, poate de data asta vă aude cineva și vreau să o spuneți foarte clar, care sunt costurile pentru a organiza la Pașcani un concurs de karting? Nu ar fi costuri mari, costurile ar fi doar cu deplasarea echipajelor, că vă dați seama, eu am 4 karturi pentru concurs, pentru a lucra cu ele. Țibăneștiu are un cart, Hârlău are 2 carturi, Iașu are mai multe, are 7-8, nu știu exact câte au cei de la Iași. Dar în momentul în care îi invit, asta se face din timp, pentru că și ei trebuie să știe să se pregătească, să anunțe copiii, să-și rezolve treburile din mijloace de transport. La fel trebuie organizat din timp, pentru că aici trebuie făcut o adresă către primărie, Consiliul Local, stabilită zona în care se poate desfășura un astfel de concurs. Trebuie discutată organizarea și cu Poliția Comunitară pentru asigurarea perimetrului concursului, că îi ferească Dumnezeu, deci am zis, putem face și în centru, că s-a asfaltat și foarte frumos asfaltul ăla, chiar merge foarte frumos de un cart, dar ferească Dumnezeu, o țâșnit un copil de pe margine în fața unui cart, eu am pățit la Șimleu Silvanii treaba asta și milimetric l-a scăpat. Altfel putea să-i rupă picioarele fără doar și poate. Nu ar fi mai ieftin, să zicem, mă scuzați că vă întrerup, nu ar fi mai ieftin și mai bine o demonstrație a noastră, a celor de la Pașcani? Ba da, o demonstrație se poate face, dar nu concurs.
Exact. Și o demonstrație, să scoatem niște fum din cauciucuri, să dăm un picuț de viteză în lungul centrului, eventual cu întoarcere, parcare la Casa de Cultură, cu viteză redusă, asta se pot face oricând, dar tot așa, pregătit din timp, ca, mă rog, trebuie discutat cu autoritățile, nu poți să pornești un motor în centrul orașului, așa, se sperie toată lumea, nu vreau eu să fac treaba asta, nu. Deci asta trebuie discutat undeva din primăvară, stabil, poate să fie chiar și pe zi din 1 iunie, lucrul ăsta ar fi frumos, de exemplu, anul ăsta 1 iunie căzut sâmbătă. Ei, nu o fi întâi, o fi două, o fi trei, poate să fie duminică. În apropiere, cel puțin sigur, de ziua copilului. Sigur, și atunci putem anunța chestiile astea și putem face o demonstrație de o oră, două, dacă vă aduceți aminte, acum vreo trei ani de zile, dacă nu, patru, trei, patru ani. Am făcut demonstrații de carte pe Esplanada Vale, când am adus gardurile de la jandarmi, primăria ne-a susținut, jandarmeria ne-a susținut, am făcut o demonstrație acolo și zic eu că a ieșit destul de frumos la modul. S-a adunat să lumea. S-a adunat, fai, nu știai pe unde să mai intri și pe unde să mai ieși cu cartea. Și se poate face. Și acum, și asfaltul fiind frumos, bun, se poate face oriunde. Da. Bun, ok. Ne apropiem de finalul emisiunii. Mai am două, trei lucruri pe care vreau să le ating și tind să vorbesc și despre asta. În primul rând vreau să-l întreb pe Florin, tot legat de karting, bineînțeles. Școala și kartingul se împacă? Se împacă destul de bine, dar mai mult îmi place la karting decât la școală. Evident. Bun, dacă tot vorbim de școală, știi părțile componente a unui kart, de exemplu, să ne spui, sau măcar în mare, așa, să ne explici? Nu le știu aproape pe toate, dar... Hai în mare, din ce știi, da, tu? Păi din interiorul motorului, cum ar fi ambielajul, pistonul, segmenții, ambreiajul, deci cam astea pentru... Partea de motor. Da. Și în rest, ce mai are un... Șasiul, roți, accelerație, frână, deci toate... Că trebuie. La unele carturi mai au și manetă de viteză prin care este schimbător de viteză manual. Tobă scurtă, tobă lungă. Multă lume m-a întrebat și mă întreb și eu ce înseamnă lucrul ăsta și care este diferența. În primul rând este categoria de motor și categoria de cart în care se intre cu aceste carturi. În centimetri cubi vorbim. Centimetri cubi sunt la fel. Okay. Și diferite motoarele. Toba scurtă este pentru minim 1, cum a participat Florin. Este un motor comor de 60 de centimetri cub, care are doar 10 centimetri de tobă în spatele motorului pentru evacuare. Acest motor nu ridică mai mult de 6.000-7.000 de ture în turații maxim. Pentru tobă lungă, noi lucrăm cu motor Parila. Toba lungă este de 1,5 m cu anumite diametre pe anumite lungimi, ea facilitând o evacuare mai rapidă și mai aproape completă a gazelor arse, în așa fel încât la motorul în doi timp, după cum meseriașii știu, totdeauna amestecul curat, cel care se admite în motor, are un moment în care se amestecă cu gazele arse. Și atunci toba lungă face în așa fel încât se evacueze mai repede gazele arse și să amestece cât mai puține gaze arse cu amestecul curat. Acest motor Parila se duce undeva în 12.000-13.000 de ture. Și vă dați seama că în linie dreaptă niciodată o tobă scurtă nu o să țină fața unei tobe lungi, având în vedere doar turația, capacitatea cilindrică fiind aceeași. Am înțeles. Și vitezele automat... Vitezele cresc, clar, diferite, mult diferite. O tobă lungă se duce și în 100 și ceva la oră, o tobă scurtă merge undeva 80-90 cu motorul bine reglat. Ok, la începător să înțeleg că motorul este mai mic decât... Noi avem 50, 2 de 60 și unul cu schimbător. La 50, capacitatea fiind mai mică, tobă scurtă, are și ăla 3 cai putere. Deci, ca să-i dau drumul lui Ștefan pe acel motor, trebuie să fiu sigur că se întoarce unde trebuie și nu ajunge pe unde nu trebuie. Dar acele carturi sunt pentru copilași ca el, copilași până în 8 ani. El a mers bine pe acest kart, el are și puțin timp, deci noi cât am lucrat, de prin aprilie, mai, am început să lucrăm împreună. Și atunci chiar și-o dat drumul foarte repede la lucru, având în vedere că el venea doar sâmbătă, exact cum venea și Florin.
Echipajul totdeauna chem sâmbătă ca să am timp să lucrez cu ei și peste program, să avem toată ziua la dispoziție, să putem să ne jucăm dacă e din jucat, să putem să muncim dacă e din muncit. Da, motoarele mai pică și atunci dacă el vine și îi spune azi mergi cu cartă, a făcut două ture și motorul a picat, atunci avem răbdare, așteptăm, sâmbăta e lungă, liberă pentru ei, reparăm motorul, dăm drumul mai departe. S-a întâmplat de multe ori să vi se strice? Nu prea, pentru că eu întrețin motoarele, general întrețin și nu le lasă să ducă complet segmenții, cilindrii, pistoanele, dar oricum, ca orice motor, mai devreme sau mai târziu, face și probleme. Ștefan, tu ce îl întrebi de obicei când te duci la karting pe domn profesor? Hai mă, vorbești. Ia zi, ce vrei tu să știi de obicei când te duci la karting? Dar mai fără emoții, zi ca și cum ai vorbit cu noi aici. Ce e interiorul motorului. Așa? Și... Pentru tine e o joacă la vârsta asta, da. Karting-ul. O lea ca pe o joacă, sigur. Cu siguranță. În schimb, la Florin e ceva mai serios. E și vârsta, e aproape dublu la vârstă față de Ștefan. Părinții te-au îndemnat să înțeleg către karting. Ți-au reproșat vreodată? Te-au întrebat vreodată? Ți-au spus că e periculos sportul ăsta? Nu, că și ei au încredere în mine, știe că sunt sigur pe mine și mă învață întotdeauna numai de bine. Că am spus să nu pățesc vreun accident sau ceva mai rău. Bun. Ați avut vreun accident? Niciodată. Din 98, de când lucrez la Clubul Copiilor pe karting, n-am avut niciun accident. Incidente, ciocniri, ieșiri în decor, am avut. Dar accidente, să tremuri inima, să... Nu, niciodată. Sunteți aproape de sport în general. În afară de karting, domnule Ciopraga, ce sport v-a mai atras în afară de sportul acesta? Tenisul de câmp am jucat mulți ani în liceu, basket am jucat mulți ani în liceu, deci mulți, 4 ani. Și în facultate am jucat basket și tenis de masă, joc de prin clasa 4-a, 5-a și acum joc. Știți că la Târgu Frumos este o echipă chiar bună de tenis de masă. Da, și știu. Aș vrea să știu de ce nu avem și la Pașcani astfel de echipă, că doar nu e un sport atât de costisitor și tineri talentați avem, slavă Domnului, e plin orașul. Noi avem cer de tenis de masă la Clubul Copiilor și copiii chiar lucrează destul de frumos. Profesorul Radu se ocupă de ei și copiii lucrează bine acolo. Și de ce nu mergem și noi la concursuri importante să audă lumea că avem și noi talent la sportul ăsta? Pentru că profesorul stabilește gradul de pregătire al copiilor și în momentul în care el crede că acei copii fac față respectivului concurs, îi înscrie în concurs, dacă crede că acel copil trebuie lucrat în continuare cu el pentru a face față, pășește un an și îl înscrie anul următor. La noi acum multe cercuri au schimbat deja generații. Cei care au fost și care sunt buni și care au fost buni în perioada de pregătire deja au ieșit din categoriile de vârstă. Iar ăștia la alții încă trebuie munciți, pentru că vin și exact cum e Ștefan. Mici. Abia ajunge la masă. Ăștia îi scoate pe hol și îi pune să țăcăne cu paleta până când ține mingea pe paletă măcar de 100 de ori. Ei, deci ăștia trebuie lucrați, trebuie să li se facă niște reflexii în timp. Dar profesorul merge la concursuri. A fost concursul la școala specială. Și anul trecut a fost Ștefan Dimitriu cu ei la concurs la școala specială. Chiar au luat locuri bune, locul 1, locul 2. A fost anul trecut la Iași, la fel, la faza județeană. Iar au venit cu locuri. Am înțeles. Bun. Cei de la Târgu Frumos sunt un picuț amestecați, deci acolo se joacă și cu cei care au ieșit din categorie de vârstă. Acolo pot să mă duc și eu să joc cu ei. Și chiar am jucat. Îi cunosc pe băieți. Și este și un coleg de-al meu de acolo la Târgu Frumos care joacă și chiar joacă foarte bine. Dar nu e pentru copii. Este pentru cei care vor să facă mișcare și pentru cei care vor să intre în niște concursuri cu cei de seama lor. Am înțeles. Pe Florin vreau să-l întreb. De exemplu, la școala de șoferi, prima oară când te duci, ai să ajungi și tu acolo. La cum îți place kartingul, sunt sigur că ai să ajungi pe la școala de șoferi, la vârsta respectivă. Te învață prima dată să te asiguri. Scaun, oglinzi, centuri. Asta e primul lucru care îl înveți la școala de șoferi. Care e primul lucru care îl înveți când te urci într-un kart?
Păi trebuie să te asiguri și să fii întotdeauna cu ochii pe drum, nu... Ce înseamnă să te asiguri? Sunt mulți copii de vârsta ta care nu știu ce înseamnă să te asiguri. Ia explică-le tu. Care? Să stai foarte bine, dar și corect în cart pentru a nu face mișcări și să nu te deranjezi. Dar ceva protecție? Voi nu aveți protecție? Nu aveți centuri? Ba da. Avem echipamentul care vine pe noi, care este cască, gătieră, mănuși, costieră și... salopeta de lucru. Nu te încurcă la pilotat asta de protecție? Sunt costisitoare lucrurile acestea? Bănesc dumneavoastră le-ați achiziționat, nu vi le-a dat nimeni gratis. Căștile sunt de la club, este echipamentelor sale mele. O cască e vreo 2 milioane, jumate, 3 milioane. O cască bunicică. O gătieră vreo 3-4 euro, mănușile vreo 10 euro, iar echipamentul, salopeta completă, combinizon omologat, undeva la 250-300 de euro. Le puteți spune consumabile? Nu. Sunt obiecte de inventar. Nu se strică atât de ușor, nu? Nu. Ele sunt făcute să ducă măcar un 5-6 ani. A, am înțeles. Deci mai degrabă... Depinde cum sunt consumabile sunt probabil ca și la mașini, în general. Da, la karting, aceleași piese, aceleași lucruri pe care... Bun. Multă lume m-a întrebat și o să vă întreb și eu mai departe. Cu ce merge un kart? Pentru că bănesc că nu-i puneți doar benzină. E un amestec acolo, știam. Și chiar mă întrebase cineva, v-am spus sincer, zilele trecute mi-a spus că dacă vreodată vine domnul Gabi la emisiune să-l întreb de lucrul ăsta, că eu n-am știut să-i răspund. E simplu, exact cu ce merge și o drujbă. Cu ce merge orice motor în doi timp. Este un amestec făcut din benzină și ulei de amestec pentru motoare în doi timp. Noi folosim pentru antrenament undeva la 50 de grame de ulei la un litru de benzină, iar pentru concurs mergem cu 30 de grame de ulei la un litru de benzină, în așa fel că să dăm drumul la creșterea vitezii. Deci ulei de amestec, pe bidon scrie 2T, motor pentru motoare în 2 timp și benzină de la orice stație. Tot dumneavoastră le asigurați și lucrul acesta? Da, totdeauna le-am asigurat. Bun, cât vă costă pe lună? O treabă de asta, antrenamente și alte probleme. Cât vă costă pe lună? Depinde de lună. Dacă este vorba de luna dinainte de concurs, e jale, adică aproape un salar se duce. Iar dacă este vorba doar de o lună cu antrenamente simple în curtea platoului de la club, să zic undeva la o zi de sâmbătă mă duc în 5-6 litri de benzină și cam jumătate de litru de ulei. Prietenii dumneavoastră, amicii, cunoștințele, rudele, ce v-au spus când au văzut cât bani băgați în sportul ăsta? Dacă eu lucrez doar cu copiii, cred că sunt și în mintea lor câteodată. Asta mi-au spus și ei. Dar asta este și o pasiune, asta este și munca mea de zi cu zi. Nu, trebuie să o fac și pe asta. Perioada de iarnă este mai ieftină, pentru că atunci carturile sunt în conservare și în preparare. Perioada de vară este mai scumpă. Deci, pe ansamblu, plus cu minus, ajungem la un zero. Dar cheltuială este. Acum nu mai spun de piese. Acum, înainte de concurs, s-au dus vreo 4-5 milioane numai pe piese. Începând cu electromotor de pornire, segment, pistoane, cilindri, ax de roată spate, că se mai lovesc și atunci sunt doi axe și trebuie frezat alt ax. Deci, numai înainte de concurs am cheltuit vreo 4-5 milioane, dacă nu mai bine. Fără combustibil, deci doar piese. Plus combustibilul, ne ducem mai sus. A venit cineva să vă spună vreodată, domnul Gabi, uitați, eu am banii ăștia, vreau să vă ajut să faceți karting la Pașcani. A venit vreodată un om de afaceri, cineva din Pașcani cu bani, sau poate nu neapărat din Pașcani, să vă ajute în acest sens? Nu, nici eu n-am solicitat prea tare. Nu, n-a spus să solicitați dumneavoastră, nu, a spus dacă a venit cineva deci de bună voie. Din propriu inițiativă, nu. Am înțeles, da, de asta eram curios, pentru că în general banii în municipiul nostru se duc către un singur sport. Știu că o să supăr pe multă lume, dar banii în general la Pașcani merg către fotbal. E un adevăr, e o realitate. De asta de multe ori în studioul nostru se află și tineri, cum sunt cei doi de aici. Sunt un exemplu, pentru că nu e ușor să te urci pe o mașină, pe o mașină de sport în special, să o ții corect pe drum, să nu faci accident și să mai aduci și un premiu eventual înapoi. C-
Câte premii ați obținut de când ați început? Sau nu aparat, haideți, nu de când ați început, că e prea mult. Poate în ultimii 2 ani. Cam câte premii ați adus la Pașcani cu kartingul? Pentru a da un exemplu în sensul ăsta. Să zic, la un concurs de ăsta serios, să zic 4-5 diplome pe concurs. Cam 15-20 de diplome pe sezon. Se dau și premii în bani la karting? Noi n-am pățit așa ceva niciodată. Nu, nu, nu. Deci diplome, eventual, dacă organizatorul mare, un bănuț pentru organizare, face și niște medalii pentru ei, face o cupă pentru ei. La Iași, de exemplu, ei au luat numai diplome, locul întâi și locul doi au luat și medalii. O soluție pe care am gândit-o eu și mai spunea cineva este să duceți kartingul la CSM pentru a fi bugetat din banii de la bugetul local. Ar fi posibil un asemenea lucru sau ați dori vreodată să faceți lucrul acesta? Soluții alternative s-ar putea găsi, numai că nu știu dacă se găsește cadrul legal. Pentru că noi finanțarea o avem direct din Ministerul Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar și Palatul Copiilor Iași, care e centru bugetar. Iar Clubul Sportiv Municipal este finanțat din Consiliul Local și din Primărie. Deci sunt finanțări paralele, nu cred că se pot intersecta. Deci nu... Nu văd cadrul legal de a se intersecta. Nu mai probabil dacă înființați dumneavoastră... Doar dacă, club, da. Dacă se înființează un club particular, ăla nu te mai întreabă nimeni de unde îl finanțezi. Dar te întreabă de unde îl finanțezi, dar ai mai multe posibilități de a-l finanța. Da. Iar la club, ca să duc kartingul de la club sau cu clubul, să-l duc la Clubul Sportiv Municipal, nu, pentru că sunt canale de finanțare. Bănuiesc că de la învățământ primiți foarte puțin bani pentru secția de karting. Păi, în afară de acum 6 ani, parcă. Ai, clar, dacă ați când am primit cele două comări și căștile, altceva nimic. Dar mai trimiteți-le câte scrisoare, spuneți-le, noi la Pașcani mai existăm. Da, noi existăm pentru că ne vedem și se vede că existăm, da? Da, de ei se fac... Prefer să mă abțin și să nu suport pe nimeni. Am înțeles. Bun, perfect. Chiar ajungem la finalul emisiunii. Știu foarte bine că ați cam... sau vă apropiați de finalul activității la Clubul Copiilor pentru această perioadă. Mă gândesc la zilele orașului. A pregătit și Clubul Copiilor, bănuiesc ceva, pentru zilele municipiului Pașcani, ce vor avea loc în perioada 5-7 iulie. Cu asta vreau să încheiem emisiunea. Deci, din ce am înțeles, noi o să intrăm pe scenă de pe stadion pe data de 5, la ora între orele 17-19. Și acolo o să avem soliștii vocali de la Cercul de Muzică Ușoară, coordonați de profesorul Costel Lupei. O să avem toată orchestra de muzică populară. Domnul Arșunel, nu trebuie să-l mai prezint, că-l știe tot orașul. Și au reușit să adune toată orchestra și pe cei care acum activează la club și pe cei care au activat. Și o să avem și Cercul de Coreografie prezent la zilele orașului în ziua de vineri. Am înțeles că e vineri. Eu am văzut pe afiș că și sâmbătă vor fi talente locale. Acum, noi știm de vineri, la ora 5. Sper să facem și de data asta o figură frumoasă. Deci să ăștia sunt oameni cu experiență, copiii sunt pregătiți, sunt copii care deja au trecut vara asta, coreografia au trecut prin concurs național la Botoșan, concurs național la Vaslui, muzica ușoară iarăși au trecut prin concursuri, nici nu le mai știu pe toate, abia pe 31 august, când tragem linia și adunăm toate raportările de la toate cercurile, atunci pot să vă fac o oglindă completă a participărilor și a rezultatelor pentru fiecare cerc în parte. Și azi zilele orașului cum vom fi. Per total, sunteți mulțumit de ceea ce ați văzut în organizarea zilelor orașului, personal vorbind. Dacă vă plac artiștii, sunt mulți pășcăneni care au discutat, o să sar un pic de la sport, dar sunt mulți pășcăneni care au discutat despre artiști, despre cei care vin de astăzi, cum vi se pare? Bine, fiecare are dreptul să-și facă propria părere. Acum, artistul vezi, îl știi de la un televizor, îl știi de pe un afiș, poate l-ai mai văzut undeva, să zic, într-o înregistrare. Părerea o să-mi formez după ce îi văd pe scenă, de pe stadion, pentru că fiecare loc inspiră artistul. Un artist, una face, și acum spunem lucrurilor pe nume, una face când este într-un studio de înregistrări și alta face când cântă la o nuntă. Același artist, aceleași haine pe el.
La fel și partea asta la altă. Depinde și ce public și cât public va fi, că și publicul inspiră artistul. Deci vedem show-ul și apoi după aia. Artiștii oricum sunt valoroși, păcat ar fi de spus. Dar vom vedea după. Bun, tot după ne vom vedea și noi, după perioada de vară, adică în toamnă, în septembrie, când vom reveni din nou cu emisiunea Ora de Sport. Până atunci ia pauză mai toată lumea din sport, la fel vom face și noi, suntem aproape obligați de lucrul acesta, nu dorim să scriem mondenități în loc să scriem despre sport și chiar nu mă voi cobori niciodată la nivelul cu pricina. Mulțumesc domnului Gabi pentru că a acceptat invitația, le mulțumesc și celor doi tineri și le urez mult, mult succes în cariera lor, fie că va fi pe karting, fie că va fi pe altceva. Da, mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, că ați avut răbdarea. Ne revedem în toamnă cu Ora de Sport. Până atunci, ca de obicei, vă doresc toate bune!